Cu toții iubim videoclipurile despre Coreea de Nord, așa că, fără alte introduceri, permiteți-mi să vă prezint hotelul Ryuyong, o piramidă enormă de sticlă localizată în Pyongyang care arată ca bârlogul unui personaj negativ. Înălțimea de 330 de metri o clasează pe locul 63 al celor mai înalte clădiri din lume, însă cui îi pasă de ceva ce se află pe locul 63? Este ca și cum s-ar afla pe locul 2173, nu are nicio relevanță. Totuși, nu acest aspect face ca hotelul Ryuyong să fie special, ci faptul că este cea mai înaltă clădire nelocuită din lume. Da, ați auzit corect, numărul oamenilor care locuiesc în acest hotel este egal cu numărul glumelor bune din acest videoclip. Construcția hotelului Ryuyong a început în 1987, dar povestea sa a început cu un an mai devreme, în 1986, atunci când a fost construit și hotelul Westin Stanford din Singapore, care la acea vreme era cel mai înalt hotel din lume. Acum poate că vă întrebați ce le pasă nordcoreenilor despre ce se întâmplă în Singapore. Până la urmă, Coreea de Nord este aici, iar Singapore aici, la aproape 5.000 de kilometri distanță una față de cealaltă, fiind despărțite de Marea Filipinelor și Marea Chinei de Sud. Însă, vedeți voi, hotelul Westin Stanford a fost construit de grupul SsangYong, care este o companie din Coreea de Sud, iar dacă există un lucru pe care Coreea de Nord îl urăște cel mai mult pe planeta noastră, acesta este Coreea de Sud. Coreea de Nord era hotărâtă să dovedească că este mai bună decât vecinul său de la sud și, prin urmare, au decis să construiască hotelul uriaș de sticlă desprins dintr-un film de groază. Atunci când a fost finalizat, era cel mai înalt hotel din lume, iar pentru primii 5 ani de la construcția sa, părea că liderii supremi reușiseră, însă în 1992 proiectul s-a oprit pentru că Coreea de Nord a rămas fără bani. Mai exact, URSS a oprit finanțarea construcției unei piramide înalte de 330 de metri într-o țară în care oamenii mor de foame din cauza combinației dintre stabilirea bazelor democratice din Rusia, presiune extremă la care a fost supusă țara și diverse motive politico-economice. În 1992, atunci când proiectul s-a oprit, hotelul Ryuyong arăta așa, o bucată de beton inutilă cu 105 etaje, fără tâmplărie sau cel puțin o cameră terminată în interior, însă cel puțin era înalt, dar urât. Toate aceste aspecte erau deosebit de problematice pentru că statul nordcorean a cheltuit aproximativ 750 de milioane de dolari pentru aducerea proiectului în acel stadiu, ceea ce reprezenta 2% din produsul intern brut al țării la vremea respectivă, adică suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final produse în toate ramurile economice în decurs de un an. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, o să luăm ca punct de reper America, țara al cărei procent de 2% din PIB reprezintă 387 de miliarde de dolari, adică toți banii pe care îi dețin Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett și Mark Zuckerberg la un loc. Însă, revenind la Kim și Coreea, pentru următorii 16 ani, hotelul Ryuyong a rămas neterminat, timp în care a devenit un subiect stânjenitor pentru țară, alături de testele nucleare eșuate, împiedicarea migrării cetățenilor, precum și frizura lui Kim Jong-un. De fapt, hotelul Ryuyong a fost considerat atât de stânjenitor încât guvernul nordcorean a decis să șteargă construcția din fotografiile capitalei Pyongyang cu ajutorul Photoshop-ului. Totuși, în anul 2008, construcțiile au fost reluate cu intenția de a deschide hotelul în 2012, la aniversarea de 100 de ani de la nașterea lui Kim Il-sung, care a fost atât lider suprem în Coreea de Nord, dar și cel mai mare intelectual al lumii, muzician și chiar basketbalist, cel puțin asta spune guvernul nordcorean cetățenilor săi. Totul decurgea conform planului în 2011, așa că exteriorul hotelului a fost în cele din urmă finalizat, transformând hotelul Ryuyong de la o structură ce era mai mult o epavă la o structură ce seamănă cu o epavă strălucitoare. Însă, de atunci, data inaugurării a fost amânată în fiecare an, în principal pentru că hotelul arată finalizat la exterior, dar în interior nu s-a schimbat nimic, arată precum casa radio de pe strada Știrbei Vodă din București. Poți căuta pe
Google să vezi. Însă, întorcându-ne la oile noastre, chiar dacă hotelul a rămas închis, cel puțin în prezent este folosit cu un scop anume. În 2018 a fost montat un display LED pe o parte a hotelului unde sunt redate filme coreene, pentru că până la urmă filmele îi pot ajuta pe oameni să scape de probleme, probleme cum ar fi că guvernul cheltuiește toți banii pentru construirea unui hotel uriaș pe care este montat un ecran doar pentru a arăta companiei din Coreea de Sud că pot construi un hotel mai mare decât cel din Singapore ridicat în 1986. Apropo, știți ce altceva s-a mai întâmplat în 1986? Dezastrul nuclear de la Cernobâl. Sunt sigur că v-a scăpat această informație. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!